abordăm un alt subiect, să discutăm puțin despre ce se întâmplă lui Leonardo Roftei, pentru că am discutat în prima parte a emisiunii noastre despre cum faci să ajungi în posturi călduțe dacă ești printr-un partiduleț, ca să-l citesc pe domnul Roftei. Îl salut, bună seara! Rămâna, bună seara! Domnul Roftei, înțeleg că vreți să plecați din România, să vă stabiliți în Canada. Nu e vorba de plecați din România. Ce s-a întâmplat? După ce am auzit ce se întâmplă cu problemele mele, m-am dus acasă și mi-am găsit familia plângând. Soția, copiii, că se gândeau ce vom face. Am doi copii la facultate, am fată la liceu. Că am venit din Canada și mi-am investit toată munca mea în orașul ăsta. Iar ei acum mă dă afară. Credeți că e bine ce se întâmplă pentru un om care și-a pus sufletul pe tavă românilor? Merit eu acest lucru? De ce? Că o să cadă o clădire, probabil. O să cadă o clădire și vor muri doar clienții mei. Dar cele 8 etaje deasupra mea nu vor muri? Păi, dar nu i-au evacuat și pe locatarii de acolo? N-a evacuat pe nimeni, nici măcar nu sunt bani pentru renovare. Nici măcar nu există un proiect pentru renovarea blocului. Și când sunt trebuie să plecați? Mă dă afară, să rămân pe drumuri. Eu am venit din Canada să trăiesc în România, pentru că e țara mea, e țara sufletului meu. Și mi-am investit toată munca în papul ăsta. Vă dați seama că oamenii ăștia m-au nenorocit? Păi v-au dat un termen. Oamenii ăștia mi-au dat sufletul din mine. Domnul Doroste, explicați-ne, au venit și v-au dat și v-au zis ce, plecați într-o săptămână, două, trei, sau ce au zis? N-au zis, au zis, mi-au dat un termen în care trebuie să ne întâlnim în instanță să ne judecăm. Vă dați seama ce înseamnă pentru mine lucrurile astea, să ajung în instanță. Da. Ce am făcut, oameni buni? N-am făcut nimic. Am încercat să fac o afacere dintr-un spațiu mort, i-am dat viață, unde oamenii vin și fac poze. Ar trebui să veniți să vedeți ce se întâmplă seara aici, cum vin oamenii, fac poze cu mine, cum turiștii sau străinii se bucură pentru că văd o medalie olimpică și îmi spun, eu n-am văzut în viața mea o medalie olimpică, îmi permiți, așa spun, îmi permiți să-mi fac poze lângă o medalie olimpică. Da, domnule Doroftei, ați discutat cu cei de la primărie. Există posibilitatea să vă mutați într-un alt spațiu, să vă despăgubească pentru investiția pe care ați făcut-o acolo? Primăria ce-a făcut? Ne-a dat în judecată și vom întâlni în instanță. Cam asta e treaba. Cine v-a dat în judecată, domnul Doroftei? Primăria sau dumneavoastră primăria? Primăria m-a dat în judecată. Pentru evacuare? Pentru, da, să plec pentru că e de curin seismic. Risc, am înțeles. Dar haideți să vă spun povestea. În 94 s-a dat o lege pe tema asta. În 96 s-a făcut o evaluare a spațiului, a clădirii. După care în 2005 primarul mi-a dat mie această locație, care era o locație care știm că era cu bunăroși și mi-a dat-o mie și mi-a și impus să investesc niște bani în această locație. Și acum, după 11 ani, vine să mă dea afară. Păi tot ăla e? Tot primarul ăla e? Nu mai e același. Nu mai e primarul ăla, dar e același partid la putere. Îmi permite. Care partid? PSD-ul. Da, o întrebare de la domnul Florian Bichir, domnule Doroftei. Da, cu respect, domnul Doroftei. Aș vrea două secunde, nu e chiar o întrebare, ci un apel din punctul meu de vedere, pentru că statul ăsta român se vede că n-are caracter până la urmă. Eu nu pot să vorbesc despre statul român, eu vezi România și România. Vorbesc eu. Dar stați că statul român... Dacă mi-ar fi spus că e cu bolină roșie sau că voi fi... Trebuie să plec în niște ani. N-aș investi munca mea aici. Aș fi luat spațiu, pentru că nu sunt un cățiumar. Dar vreau să explic ceva. În urmă, ascultați-mă două secunde. În urmă cu 11 ani, ați fost declarat cetățean de onoare a municipiului Ploiești, jos pălăria... Nu, mai odată, gândiți-vă, aduceți-vă aminte că am fost cetățean de onoare și în 95, când am ieșit primul campion mondial al orașului Ploiești, în boxul amator. Dacă aveți... Am ieșit și în 2002, când am scos lumea în stradă pentru titlul obținut în America. Dacă aveți dreptate un minut, eu asta vreau să explic și după aceea să vă întreb ceva. 11 ani a dat statul român, da?
E România, e statul român, nu e vorba de niște instituții. I-a dat acest spațiu, a spus, bă, băiatul, e ok. Omul Moșu și-a investit, da? Băptești și-a investit totul în acest lucru. Te-ai spus că e o bătaie de joc. Și acum îi spune primăria, vezi care buline evacuează. Și mai și trimite în instanță sub scuza că l-a avertizat anul trecut. Eu rușine ce se întâmplă, pentru că primarul, ca edil, i-a spus, domnule, e ok sediu. Ia-l că ești cetățean de onoare. Statul i-a oferit, deci statul până la urmă, statul, instituția primăriei, nu statul, că vă că îl deranjează pe Moșu, l-a păcălit și moderonat, l-a pus să investească în așa. Mi-a luat și banii, mi-a luat toată munca. Păi asta, vedeți, asta e tema, asta e tema dezbatei. Statul i-a spus, băi, mulțumim, ai avut ceva pentru România, suntem mândri, investește în el. Și acum ai refăcut bine și evacuat. Câți bani ați investit, domnul Doroftei, în spațiul ăla? E o rușine ce a făcut Moșu. S-au impus să investesc peste 50.000 de euro. Am băgat 200.000 de euro aici. Bani curați, bani munciți cu taxe plătite. Peste 200.000 de euro sunt băgați aici. Pe acte. Și nu se poate face consolidarea la cu... la blocul de 8 etaj? Păi eu nu înțeleg de ce mă dă afară, că pentru la ora actuală nu există niciun proiect pentru reabilitare și nici banii necesari pentru reabilitare. Nici nu o să existe vreodată. Știi ce o să spun? Că aici există un interes. Și care ar fi interesul? Să scoate, păi, asta ne întrebăm, asta e semnul de întrebare. Ce se întâmplă cu Leonardo? Vor să-l dea afară? Sau vor să-l zgornească din țară? Ce a făcut? Când a început toată această nebunie, domnul Doroftei? Acum două săptămâni. Anul trecut. Cred că a pus ochii. Anul trecut, dar anul trecut, cine știe de anul trecut? Cine a fost informat anul trecut? Cine a fost spus? Domnul Dereste, în spatele legii, pentru că așa spune la legislație, că trebuie evacuat, dar ei, locatar, nu se evacueze, e o mare șmecherie. Nu, e o mare... Bun, aveți mare dreptate. Nu, ascultați-mă două secunde, e o mare șmecherie. Pun pariu de acum public, că lumea a văzut că s-a făcut vada acolo, o să țină închis vreo două luni și o să vină alt șmecher, un șmecher de-a lor să deschidă acolo bara. Asta, păi, e. Asta e toată logica. Păi despre asta e vorba. Păi, dacă nu mă lăsați să vorbesc, vă spun că asta e șmecheria. Păi vă spun eu că am văzut la mine în colț acum câteva luni când a fost scandalul cu aia, i-a dat pe unii afară cu un butic, le-au zis că e... Aia, au plecat cu ea și-au luat din alții. Da. Sunt român. Le știm și noi lucrurile astea. Păi vine vreun turc, o și-a urmărit. Nu, dar asta spune, mie mi se pare foarte ciudat. Totuși, Leonardo Roptei este un om cunoscut. Nu, păi dacă domnia asta pățește așa ceva. Înseamnă că un om și regulă ca și la Taron, sau toate sunt afaceri. Politica e o afacere cu alt nume, atât. E o afacere mascată. Oamenii se duc acolo ca să facă bani. Nu se duce nici dracu să conducă un oraș, să facă minune din oraș. Să facă bani pentru el și pentru gașca care l-a ajutat. Am făcut un punct de atracție pentru orașul Ploiești Străin, care... Lui nu-i pasă, primarul nu-i pasă. Eu te-aș invita în Cluj, în Alba Iulia, în Oradea. Da, domnul Doroftei. Probabil că în Oradea ar veni acasă, da? Și acolo se fac bani. Dar se vede în oraș. A venit vulul din, mă rog, apropiații primarului sau partidului la dumneavoastră să vă sugereze, nu știu, ceva, cumva, să vă împăcați. Adică să facem noastră ceva. Dar nu am certat cu ei, eu doar vreau să le spun, dacă mă dați afară de aici, dați-mi altceva să fac atunci. Dacă chiar aveți grijă și vă pasă de mine și de Leonardo Roptei și vezi ca eu să nu mor să cadă blocul, și deci de 8 etaje de oameni nu vă pasă, dar vă pasă de mine, Leonardo Roptei. Dați-mi altceva să fac, pentru că sunt o emblemă, sunt o imagine a orașului. Dacă primarul ăsta și fac apel la el, dați-mi voie 20 de secunde. Eu un om cu mintea la creier. Dar nu e vorba numai de primare, ci e vorba de... V-a rugat 20 de secunde să mă ascultați. Nu mai secunde, domnule. Stați un pic să vă explic care e problema. Vă dădea la altă Consiliul local e PSD, primarul e PNL. Nu contează. Consiliul local putea să spună, domnule, pentru ceea ce a făcut, ești cetățean de onoare. Îi dau la schimb în altă parte spațiu și terminat treaba. Ce să... Despre asta vorbim. Haideți să nu să lăsăm pe om care și el o familie de crescut, are copii. De anul trecut când v-a notificat, putea să vă găsească această soluție. Nu m-au informat, nu m-au chemat, nu mi-au pus în vedere acest lucru. Eu acum 10 zile am aflat acest lucru. Solicit. O să jur în fața lui Dumnezeu și în fața instanței și în fața tuturor. Solicit. Acum 10 zile am aflat acest lucru. Domnul Doroftei, solicitarea venită la primărie vine cumva de la ISU?
are cumva legătură cu modificarea normativelor în materie de incendii? Se pune, aruncă problema și pe ISU, și pe MISU. Nu, vă întreb, vă întreb, nu asta vă invocat. Ei spun că e cu bulină roșie și trebuie să evacueze. Bun, dar nu pe modificarea legislației în materie de ISU? Nu are treabă. Să vină aici să-mi spună, băi, cum trebuie să pleci, că nu ai făcut asta, sau nu ai asta, sau nu ai asta. Și dacă nu le fac într-o perioadă de, atunci voi pleca, dacă sunt prost. Dar care este procedura, domnule avocat? În cazul spațiilor ăsta, omul vine acolo, investește, creează un vad, creează ceva și tu ce faci? Bănuiesc că sunt contracte la mijloc. Este foarte simplu. Contractele astea nu sunt încheiate pe o durată nedeterminată. Ele sunt încheiate pe o durată care dă dreptul la prelungire. Sunt încheiate pe 5 ani, pe 3 ani, pe 10 ani, depinde. Și sunt pe 25 de ani. 25 de ani, ok. Așa e al dumneavoastră? Okay. Da, lăsați-mă să vă explic. În 1994 s-a făcut legea aia în care a dat cu revaloarea spațiilor. În 96 a spus că e curent seismic, iar în 2005 primarul mi-a dat mie această locație și m-a pus și să investesc bani în această locație. Cum v-a pus? Aveați în contract clauză contractuală? Prin contract. Pe contract. Bun. Și în contractul care îl aveți, aveți posibilitatea primăriei să rezilieze contractul în vreun fel? Păi ei reziliază contractul. Primăria are un contract în care reziliază contractul când vor ei, cum vor ei. Păi nu. Contractul, dacă e pe 25 de ani, nu poate fi reziliat înainte de 25 de ani, decât în anumite situații care sunt prinse în contract sau care există în codul civil. Păi, eu v-am pus această întrebare. Nu, avocat, eu am făcut box, nu mă te scurt. Nu, ok. Eu v-am întrebat de ISU dintr-un motiv foarte simplu. După tragedia la colectiv, au avut loc o serie de modificări în metodologia de control principal. N-are treabă, pentru că nu arunc lumânări, nu fac concerte, am și clienți, și una din zonele în care au acționat au fost spațiile situate în clădiri cu bulină. Eu de-aia v-am întrebat, pentru că București a început treaba asta. Spațiile cu bulină. Dar eu v-am spus, deasupra mea sunt 8 etaje. Știu. Oamenii ce fac? Domnul Doroftei, v-am întrebat special pentru că cunosc această problemă. Cunosc cazuri în care în București au fost firme care au trebuit să închidă pentru că primările nu le-au mai dat autorizație de funcționare în condițiile în care aveau contracte legale. Și care s-au dus la primările și au spus, domne, blocul perfect. Tot e acolo. De ce nu oraș? Eu sunt Leonard Doroftei, sunt imaginea orașului. Sunt simbol pentru orașul ăsta. Eu am convingerea că primăria de acolo, primarul de acolo, domnul Bădescu, știu că e un om deosebit. Vă oferi un spațiu, chiar așa cum ați spus, sunteți o emblemă și sunt convins că oamenii își vor dori să vă mențină acolo. Gândiți-vă că am avut lumea la picioare în Canada. Eu m-am întors acasă să trăiesc aici cu românii mei, cu oamenii mei, cu viața mea. Adică eu pe asta trăiesc prin români. Vreți să-mi luați viața? Cu siguranță nu vrea nimeni, domnul Doroftei, cu atât mai puțin noi în platou. Și cred că domnul Dobre, dacă nu se uită la emisiunea noastră, o să-i spună consilierii domniei sale și eu sper ca în 2, 3, 5 zile să vă fac o ofertă. Că bănuiesc că ori mai fi spații cu destinație de acest gen. În eu nu vreau să plec în altă parte, vreau să rămân acasă, pentru că am venit acasă. Da, dar ați accepta un spațiu în altă parte, nu? Ați accepta un spațiu în altă parte. Normal, dacă aici nu se poate și e o pericol. Eu nu vreau să pun pe nimeni în pericol, dar ajută-mă, nu mă lăsați să mă... Adică mă pui să investesc. Am investit toată munca mea, tot efortul meu, toată dragostea mea am pus aici. Trebuie să veniți să vedeți, sunt expuse toate lucrurile. Oamenii se bucură. La școală altfel, au venit tocmai din Pufeș, Vrancea, au dat o tură, au băut un suc și au făcut poze și au bucurat oamenii. M-au pus și revista școlii și orașele și școlile da, din România oraș care revii. Să nu se ține cont, domnule, chiar așa, deci serios, este strigător la cer. Dacă și pe oamenii ăștia care au însemnat și înseamnă ceva pentru țara asta, îți bat joc de ei. Nu, dar dincolo că moșuri, e un simbol, un om care reușește, care iubește România până la lac, dincolo de lucrurile astea care sunt cunoscute. E și vorba de situație de cetățean, deci domnule, spui, ia-ți spațiul ăsta, investești în el și după câțiva îl arunci afară, îl bagi în faliment. Îl pui, îi dai și o sumă anume. Da, și cât și... Nu poți să-l spui. Îi impui peste 50.000 de euro. Nu-i pui 10.000, nu-i pui 20. Avem promisiunea domnului Fenechiu
Și eu cred că PNL-ul ajută. Vedeți ce înseamnă că ăștia sunt în opoziție, să nu vă puneți să-i bateți? Eu cred că vă dați bani. Eu așa cred. Domnule Dorofte, o ultimă întrebare. Spuneați că dacă erați prin vreun partiduleț, poate vă era mai bine. Vi s-au făcut genul ăsta de oferte? Să știți că niciodată nu m-am gândit, dar înainte de a se întâmpla lucrul ăsta, dar când s-a întâmplat lucrul ăsta, chiar m-am gândit. Dacă aș fi fost membru unui partid, nu s-ar fi întâmplat niciodată lucrurile astea. Dacă cotizam la politicieni, partid. Politicieni vin acolo la barul dumneavoastră. Domnul Ghiță a venit? N-a venit domnul Ghiță. Dar așa niște sponsorizări v-au cerut partidele? Nu sunt eu cu sponsor. Eu ajut oamenii mărite, ajut boxul, ajut lumea mărită. N-am eu treabă cu sponsorizările politicienilor. Poate asta e o problemă pentru ei, probabil. Bine, mulțumesc foarte mult, domnule Dorofte. Sperăm că vă rezolvați problema acolo. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem.